pe finalizat, în jur de 90%, marcajele și partea din acostament mai trebuie finalizat. Nedlac Pereg cred că un drum important atât pentru comunitatea din Nedlac, cât și pentru comunitatea din Pereg, dar pentru noi este important pentru că dorim să legăm cele patru orașe de frontieră, Nedlac, Pecica, Curtici și Chișinău, Criș, cu drumuri județene corecte. În acest an sunt trei lucrări, Nedlac Pereg aproape finalizat, probabil că peste 2-3 săptămâni vă vom invita la Dorobanți Macea, pentru că și acolo lucrurile sunt aproape finalizate. Grăniceri Pilu, prima parte în Grăniceri este demarat, urmând ca anul viitor să avem o serie de lucrări, Pecica Turnu, Curtici Macea Sâmartin, Socotor, Socotorna Dab și să închidem până la Pilu, până în graniță. Din punctul meu de vedere, faptul că în 2016 am prezentat o strategie, mulți au zâmbit, domnul Ciceac, da, s-a fost prezent, uite că încet, încet această strategie de roade, pentru că am știut că trebuie să folosim bani europeni, mai puțin bani guvernamentali, din păcate, și banii Consiliului Județean. Din acest punct de vedere, eu cred că drumurile județene au nevoie de reabilitare, iar faptul că va fi un deranj, adică m-a supărat un pic hotărât campania, adică la campania europeană. Eu o să închid aici, nu cred că mai este cazul, dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Detalii despre asta ne dai tu sau ne detalii vă vor da colegii mei.